Sistemul de avertizare a populației în situații de urgență, RoAlert, a început de astăzi testările și urmează să fie implementat pe teritoriul României în scopul prevenirii pierderii de vieți omenești, ca urmare a fenomenelor meteorologice și hidrologice periculoase. Testările sistemului RoAlert au început astăzi prin verificarea transmiterii mesajelor de avertizare către anumite celule de telefonie mobilă din București. Telefoanele aflate în area de acoperire a zonelor testate și care aveau această opțiune deja configurată, au recepționat mesajul de test: acesta este un mesaj pentru testarea sistemului RoAlert. Nu se impune aplicarea măsurilor de autoprotecție, DSU-IGSU. Cetățenii trebuie să știe că modul de afișare și sunetul mesajului de avertizare sunt diferit în funcție de modelul telefonului mobil. Informațiile privind modul în care sistemul RoAlert va fi operaționalizat vor fi comunicate după realizarea testărilor la nivel național. Mai mult decât atât, în perioada următoare vor fi puse la dispoziția publicului informațiile privind configurarea telefoanelor în funcție de model și operatorul de telefonie mobilă pentru recepționarea mesajelor de avertizare. Sistemul RoAlert permite transmiterea mesajelor de tip cell broadcast destinate avertizării și alarmării populației în situații de urgență pentru adoptarea comportamentului necesar autoprotecției în caz de urgență majoră. Prin sistemul RoAlert se vor transmite populației mesaje de avertizare în timp real prin intermediul tehnologiilor moderne din domeniul comunicațiilor și tehnologiei informațiilor. Sisteme similare și-au dovedit eficiența în SUA, Olanda, Lituania, Franța, Germania și Belgia. Printre avantajele sistemului RoAlert se numără transmiterea unor mesaje de avertizare adaptate evenimentului iminent prin intermediul rețelelor operatorilor de telefonie mobilă, transmiterea rapidă a mesajelor către toți utilizatorii aflați în arealul amenințat, chiar în condiții de congestie a rețelelor operatorilor de telefonie mobilă, afișarea instantanee a mesajelor pe ecranul terminalului mobil, fără a fi necesară vreo intervenție a utilizatorului, repetarea ciclică a mesajelor de alertare la intervale de timp configurabile, receptarea mesajelor de avertizare și de către terminalele aflate în roaming, acuratețea mesajelor de avertizare formulate doar pe baza informațiilor furnizate de surse autorizate.